Da, și niște bani. Da. Da. Deci, interveniți că nu se poate. Bun, ce se întâmplă? Deci e bine că e fără ștampilă la fonduri europene, da. Susțin. E nasol să fie fără fonduri europene la fonduri europene. Asta e mai nasol. Dar susțin. Ideea este așa, eu nu mai pot cu asta, cu vaccinul, urăsc vaccinul. Deci nu mai pot, gata, îl urăsc. Nu mai pot cu vaccinul, jur. Am înnebunit dracului cu vaccinul, lupește prăjit. Și nu înțeleg nici idioțenia asta cu nu mă lasă nu știu ce țară să intru dacă n-am vaccin. Bine, mă, la revedere, mă duc în țara în care mă lasă. Deci, care-i logica? Nu înțeleg logica. Deci, te vaccinezi. Mă, eu să zicem că mă vaccinez. Eu clar nu mă vaccinez acum, sunt ca domnul de la USR, clar nu mă vaccinez acum. Deci, exclus. Nu vreau să dau un semnal. Nu dau niciun semnal. Stau așa fără semnal și mă vaccinez mai încolo așa. Să nu mă bage. Când te vaccinezi, unde te vaccinezi? Vlad Voiculescu la pușcărie. În popou. Mă vaccinez. Asta e tot ca un semnal? Da, mi se pare că... Băi, nene, cred că din punct de vedere european o să dau bine. Pe noile trenduri progresiste s-ar putea să fiu, adică, dacă vrei, putem să ne spunem țumpii. Povestea aia care a apărut în presă, că în China sunt și teste anale, e adevărată? E, din ce știu, este adevărată și susțin, sau josțin, cum să spun, josțin. Pentru că e bine pentru că poți să faci două într-un, adică și îți verifică și prostata și coronavirusul în același timp, cât de tare e asta. Ok, acum, deci de ce nu mai pot cu vaccinul lupește? În primul rând vorbim despre ceva ce nu există. Doi, presupunând că acest vaccin ar exista, să zicem că ne-am vaccinat. Uite, domnul Mircea Diaconu s-a vaccinat foarte bine. Deocamdată nu este imunizat, pentru că trebuie să mai treacă încă 30 de ani și va fi imunizat peste 180 de ani. Bine, și domnul Mircea Diaconu, să zicem, vrea să se ducă în concediu în Spania sau într-o țară de asta care zice fără vaccină, bine, ok. Să zicem că domnul Mircea Diaconu vrea să se ducă în concediu, să zicem. Și să vede înainte cu mine, la, jucând table. Că doar nu o să vorbim despre Shakespeare. Jucând dracu niște table, da? Și tocă, stăm bot în bot. Și eu ce să vezi? Infectat. Și domnul Mircea Diaconu vaccinat, bă, nu se îmbolnăvește, că e vaccinul de la Pfizer. Dar el da, își și cu spray-ul ăla. Nu stați un pic. Dar din ce spun experții... Din ce spun... Și plec în Spania. Exact. Din ce spun experții, somitățile, specialiștii ăștia, mulți ăștia, meseriași ăștia, competenții ăștia, toți ăștia, bă, ci că se transmite virusul mai departe. Deci faptul că te vaccinezi nu te împiedică pe tine să ieși și să dai virusul. Te împiedică decât să nu faci boala. Și se duce domnul Mircea Diaconu în Spania. Wow. Zice, sunteți vaccinat? Da. Bine, mă poftim. Păi bine, mă poftim. Și dă virusul pe Spania. La ce ajută vaccinul pe spaniol? Că n-am înțeles la ce ajută vaccinul. Păi și ei sunt vaccinați de aia. Păi și atunci dacă sunt vaccinat, de ce nu mă primește și pe mine? Deci și vaccinat și nevaccinat transmit virusul. Care e diferența pentru antivacciniști, ca să fie foarte clar. Nu, serios, care e diferența? Explicați-mi. Diferența e simplă. E pentru antivacciniști. Ești antivaccinist, nu vrei să te vaccinezi, nu vii Spania. Bun, deci de fapt este despre să mă conformez, să fiu disciplinat, să am uniformă sau care este? Pot să fii indisciplinat, dar stai acasă. Păi, deci asta e ideea, să fiu disciplinat. Deci gata, toată lumea trebuie să fie la fel. Deci dacă ăia mi-ar spune, bă, nene, uite, pun vaccinul ăsta, bă, nu mai transmis mai departe. Gata, frate, ești nebun, beton. Mie nu mi-e frică de coronavirusul lupește deloc, nu mi-e frică de boala aia deloc, mie personal. Mă interesa, singurul cu care mă interesează e să nu dau la alți oameni, cum ar fi, de exemplu, lui mamă, de exemplu, cum ar fi, de exemplu, lui tată, cum ar fi, de exemplu, chiar lui fiu-miu, chiar dacă fiu-miu nu am comis nicio problemă. Bun. Și atunci, n-am înțeles la ce ajută vaccinul la călătorie. Dacă diferența de transmitere a virusului dintre un om vaccinat și un nevaccinat nu prea există. Care e ideea? Bună ziua, sunteți vaccinat? Nu, atunci nu puteți intra. Bă, ți-e frică, nu știu, ți-e frică să nu fac eu boala? Ce drăguț ești! Mircea, dar mai e un paradox. Bună ziua, sunteți vaccinat? Nu, dar eu am făcut boala și am anticorpii mei. Tot nu poți să intri. Că nu ai pașaportul de vaccinare. Deci noi este noi în momentul de față avem o discuție despre care nu știm cum va fi. Da. În momentul de față, nicio țară nu cere să fii vaccinat. Exact. Discuția este despre ce va fi în viitor. Îți cer țările să fii testat. Și eu așa întreb, de ce? De ce să fii testat? Da, asta întreb, de ce? De ce să te testezi când mergi într-o țară? A, de ce să mă testez? A, să fiu testat. A, să mă fiu testat, înțelegeam de vaccinat. Asta e. A, de testat. De acum încolo să vedem. Aia are logică. Asta e o discuție care a fost testat astăzi. Ecologică. Dacă ești testat și joci o tablă cu domnul Diaconu, da. Iei și testatul, la fel, îl dai. Dar nu ești o bombă virusologică ambulantă timp de 14 zile cât dezvolți boală. L-ai luat în nas de la jucând table cu domnul Diaconu, îl duci, îl dai la o persoană, două, până se zice dracului, virusul ăla.
Dar nu îl dai 14 zile după aceea dacă ești asimptomat. Dar stați puțin, de unde știți asta? De unde știți chestia asta? Dar de unde știți asta? Doamne, îmi spun și mie medicii, n-am citit-o nicăieri. Hai să-i băgăm în direct. Mai stau și eu de vorbă, mai stau de vorbă și eu cu... Am mulți medici în jurul meu. Dar nu vreți să mă credeți că știu mai bine ce mi se spune sau știu mai bine ce mi se spune. Sunt probabil, oameni care văd doar porțiunea asta de emisiune și atunci a decis foarte clar că domnul Badea află. Că domnul Badea i-a dat virusul în timp ce juca tablet. Exact. Nu, asta mulți vor fi, rămâne cu asta, fără doar și poate. Da, deci fii atent, Mircea, deci, nu te agita, că lucrurile sunt mai șmechere. Eu sunt destul de relaxat, e clar că viața pe planetă Cine e specialistul nostru pe Bruxelles? Deci, Sabina Iosub îmi spune așa. E posibil, în luni de zile, să fie variante. Deci să fie variante. 1. Să ai test negativ. Să arăți dovada că ai făcut boala, ce spunea domnul Ciuvică. Test negativ. Sau arăt că am făcut boala. Sau dovada de vaccinat. Pare că vor merge toate cele trei. Exact. Deci, e mult mai lung. Bineînțeles. Bun, de astfel de știri aveam nevoie. De astfel de completări. Și atunci, spuneți-mi și mie atunci, de ce cei care au făcut boala și au anticorpi, cum sunt și eu, de ce sunt împinsă de la spate să mă vaccinez? Cine vă împinge? Sistemul. Tot sistemul. Domnul Curea. Toată campania de vaccinare. Dintr-o parte, părinților mei și a unor oameni care deci, au nevoie, eu nu mă vaccinez. De ce n-a apărut niciun specialist care să... Da? Specialist care să spună, oameni buni, voi ăștia care v-ați îmbolnăvit și ați făcut anticorpi și aveți și memorie celulară, pentru că dacă... Să vă mai spun ceva, din gripa spaniolă de acum, din 1918, sunt oameni la 100 de ani care au fost testați și au memorie celulară, au anticorpi încă în cantitate redusă pentru gripa spaniolă. Ce spuneți de asta, domnul Gâdea? Nu știu, deci, nu mă pricep. Deci această memorie celulară, natura este... Cum să vă spun? Și telefonul meu memorează Wi-Fi-ul peste tot și îl ține minte. Foarte bine. Stați liniștit, și Wi-Fi-ul vă memorează telefonul. Nu vă faceți niciun fel de grijă. În cazul ăsta e că e o dezbatere aici, nu mă pricep, dar am citit și eu. Plus că imunitatea câștigată... Uitați, știți cazul ăla de la... Cred că a fost un caz celebru cu o asistentă din Sibiu, dacă nu mă înșel. A făcut boala, s-a vindecat, nu a avut anticorpii pe care credea că i-are, s-a îmbolnăvit a doua oară și a murit. Deci nu știu să vă răspund, chiar nu știu să vă răspund. Am să caut să vă mie, mi se pare... Da, e un caz cunoscut. Astea sunt lucruri, eu nici măcar nu mai intru în astfel de detalii. De ce? Că nu... Bun, dacă a venit marele virusolog și mi-a zis inițial, nu-mi pune mască, prostule, dacă ești sănătos, că mai rău spune. Și același virusolog vine și zice, science. Păi science, ziceai tot science, ziceai și acum câteva luni mi-ai spus să nu por mască că îmi face rău. Sau că nu e bine, decât dacă am simptome. Așa, același virusolog vine și spune că science zice că e bine cu mască. Ok. Deci, deocamdată, varianta de la science este că pe vaccinul, oricare dintre astea trei mirobolantele, transmiți virusul mai departe. Dacă îl iei, transmiți mai departe. Doar nu faci boală. Ok. Atunci, ce să zic? Mare diferență din punctul de vedere al multora nu e. Sigur că dacă vaccinezi categoriile, în primul rând categoriile vulnerabile, bun, eu sigur un mare pas în față. De ce? Că nu mai ajung la terapie intensivă, că nu mai mor, că nu mai sigur. Adică da, dar din punct de vedere al unor persoane puternice, tinere, active, vaccinul nu face nicio jibecherie. Deocamdată, pe varianta actuală de science. Că peste 3 luni o să vină aceiași oameni și să spună ne-am răzgândit, ne-am sucit. Fiți atenți, este exact pe dos. Exact, așa o să se întâmplă mereu. Dar eu vă spun o treabă. Acum vă fac eu convingerea mea în sensul ăsta. Masca nu pleacă nicăieri. Masca e aici pe planetă ca să rămână. Deci noi vom rămâne cu masca indiferent de orice. Că virusul, că mutația, că tulpina, că floricica, că zuzulica, asta că vaccinica. Asta pe unii ar putea să-i avantajeze. Corect. Adică să fie o veste bună. La mulți e bine. Mie chiar îmi stă bine cu mască. Adică dacă îmi pun și cagulă, chiar sunt chiar frumușel. Dar, da, nu, e bine. Să vedem tot timpul jumătatea plină a paharului. Deci eu sunt convins că, sigur că la gripa spaniolă, de exemplu, care cât a durat? Știm exact cât a durat gripa spaniolă? 2 ani. Și au murit vreo 20 milioane. Au murit oameni mai mulți decât în cel de-al doilea. Și s-a purtat mască 2 ani. Și acum sunt țări unde au murit mai mulți oameni ca în al doilea război mondial. Exact. Și acum sunt țări pe situația noastră.
Bun, situațiile nu vă supărați, nu sunt comparabile, dintr-un singur motiv. Dar gripa spaniolă s-a stins până la urmă singură și fără vaccin, și adică e un fenomen natural. Așa. Deci, comparația cu războiul nu ține. De ce? Că în război se duce omul tânăr sănătos și îl împușcă glonțul în cap și moare. Aici decesele, cele mai multe, au fost cu oameni care erau la o anumită vârstă, care aveau nenumărate comorbidități. Astăzi a murit un tânăr de 38 de ani. Da, iată o excepție care confirmă regula. Se poate întâmpla. Nu e chiar o excepție. Nu e chiar o excepție. Sunt foarte mulți. Dar nu e regula. Da, nu e regula. Atunci, început de ce? Început de ce? Bun, deci ce îmi spuneți, domnul Ungureanu? Că mor oamenii tineri de coronavirus, pe bune? Foarte mulți oameni tineri. Avea ciroză, domnul. Aveți o statistică relevantă cu asta să ne prezentați? Nu, mor și oameni tineri. În jurul meu, foarte mulți oameni tineri care au murit. Testul medic din Timișoara avea 40 și ceva de ani. Bun, dacă mai dați încă 10 nume, n-are nicio relevanță statistică. Auzi, atent aici ce... Ok, hai să depășim asta. Deci, aflu o chestie foarte tare. La HIV, ai anticorpi, anti-HIV, desigur, cum sunt anticorpii, și totuși ai boala. La fel și la hepatita C cronică. Deci, poți să ai, adică dacă se poate în cazurile astea, probabil că se poate și în cazul SARS-CoV-2. Să ai anticorpi și să faci și boala. Da, la hepatita C și la HIV nu există vaccin. La hepatita B există vaccin și eu m-am vaccinat pentru că am înțeles de ce să mă vaccinez. Adică, absolut, da. Am fost, cred că, printre primii vaccinați în România. L-am așteptat ca și când. Dar la hepatită C nu există vaccin. Există acum tratamentul ăla care este foarte tare. Da. Dar există un tratament. Interferonul e pe vechi și era o mizerie. Nu, este unul foarte modern. E unul foarte modern. E o moleculă. Fabulos. Dacă îmi permiteți. Știu, o secundă, fac o propunere. Momentul în care toți vorbim unul peste altul este un moment de înghiorlăială. Propunerea mea este să vorbim pe rând. Cum comentați, domnul Civic? Înghiorlăială verbală. Verbală, da. Da. Sau orală, puteți să-i spune, dar acum mă rog, dacă dumneavoastră insistați. Domnul Badea, toată lumea vrea să lască aici, dar simțeam că dumneavoastră vreți să ne comunicați niște chestii mult prea importante. V-am comunicat. Cum e, după părerea mea, cu vaccinul ăsta și cu atâta... Într-adevăr, o discuție mondială care deocamdată nu are rost. De vreme ce vaccinul nu împiedică transmiterea virusului. Deci, și importanța are că s-au nu vaccinat din punctul ăsta de vedere. Adică zice, domnule, dacă intri în țară și ești vaccinat, nu mai stai în carantină. Păi dacă l-am luat, am fost, nu știu, în Londra, că acum e nouă, după ce erau foarte șmecheri ăștia din Marea Britanie și ei nu făceau, nu dregeau, acum toți sunt pe burtă și nu mai închid tot. Nu umbli bolnav, domnul Badea. Nu umbli bolnav. Așa și? Nu umbli bolnav. Dar umbli nu infectat. Le dai tuturor ăla pe care îi întâlnești în drum, timp de 14 zile sau de nu știu câte zile. Am înțeles. Deci, eu totuși mă uișu la ce spun așa zis și specialiști mondiali. Și ea spun deocamdată, ordinul de zi pe unitate la specialiștii mondiali, este să spună că transmis virusul mai departe și de-aia să-ți ții masca pe bot. Deci, vaccinat sau nevaccinat, transmis virusul. Dacă dumneavoastră știți altceva, eu sunt foarte bucuros, dar sunt vreau să văd pe domnul ce bază. Badea, masca este până în 2023 accesoriul nostru eu de căpătâi. Eu cred că va fi mult mai mult de atât și vă spun de asta ce. Dar de ce din 2023 încolo nu mai transmiți virusul? Pentru că virusul? Se presupune că prin vaccinarea masivă vom controla lucrurile și se presupune tot că totuși vom găsi o formulă ca acest virus după vaccinare să nu se ia mai departe. Domnul Badea, v-am mai spus, nu m-ați crezut. Asta cu vaccinații care transmit virusul este o vrăjeală ca la să poartă mondial? Lumea în continuare masca. Okay. Pentru că ei spun așa, iei virusul practic în gât sau în nas, pe unde poți, și când faci așa, îl transmiți mai departe imediat. Adică n-apucă virusul să intre în organism, să ți-l omoare anticorpii de la vaccinul minunat. Hai să o lăsăm încolo de vrăjeală. Au zis, nu putem să diferențăm oamenii, unii cu mască, că sunt nevaccinați, deci, alții fără mască. Dumneavoastră îmi spuneți să nu bagă în steamă specialiștii și știința? Pentru că o să se întâmple exact ce a spus dumneavoastră. Când o să fie mulți vaccinați, o să zică, da, am făcut studii aprofundate și nu mai transmit vaccinații niciun virus, să stai liniștit. Da, eu cred că masca va... Ok, bun. E în regulă. Eu zic așa, că masca va ține mult mai mult de 20-23. Am mai trecut prin filmul.